trăim. Aș dori ca Dumnezeu să binecuvinteze biserica. Aleluia! Să binecuvinteze cu unitate. Aleluia! Amin! Vreau să vă spun, frate și soră, că biserica trebuie să fie unită în rugăciune. Așa. Poate că vin joia sau miercurea sau duminica la biserică, duminica de două sau joia odată la biserică, dar vreau să vă spun, frate și soră, dacă nu suntem uniți în rugăciune pentru alții, aici nu va avea niciun efect rugăciunea voastră. Dacă acasă nu mă rog pentru fratele meu, dacă știu că fratele meu trece prin necaz și nu mă rog pentru el, n-are niciun efect. De ce apostolilor le mergea așa de bine? Erau așa de cunoscuți, semnele se vedeau, oamenii rămâneau imiși și spuneau, astăzi am văzut lucruri nemaipomenite. De ce? Pentru că oamenii am văzut ceva, erau uniți, mergeau unul după altul, erau poate flămânți, le plăcea să sufere pentru Dumnezeu. Slăviți să fie Domnul! Amen. Asta vrea Dumnezeu de la noi, unitate în rugăciune. Vreau să vă spun că unitatea mult face, frați și surori. Aduc aminte, vineri, am venit la rugăciune pentru că nu l-a reușit în fiecare zi, seara, ca să spun așa, în fiecare zi din săptămână, în afară de programele de vineri, din duminica și miercuri, avem rugăciune de la ora 8. Și am venit și am spus la un frate care îl cunosc, fratele Doru, și am spus, frate Doru, roagă-te pentru mâine, că mâine voi merge la un concurs Biblie și vreau să văd mâna lui Dumnezeu la lucru. Am plâns înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, eu știu că Tu mă poți ajuta. Mi-a spus, Domnule, ești tot ce m-a păsat. Și nu știu, dar așa de bine m-am simțit la acel concurs și Dumnezeu m-a ajutat foarte mult. Slăviți să fie Domnul, nu este lauda în ea, este lauda Lui, aleluia! Este lauda Lui că El m-a ajutat și slăviți să fie Domnul. Amin, amin. Mi-aduc aminte și cum s-a înființat așa, ca în fiecare seară să avem rugăciune. Așa mă bucur de multe ori. Așa mă bucur și vreau să treacă mai repede ora. Să vină 7:30 și împreună cu tinerii din blocul meu să mergem la rugăciune. Și mi-aduc aminte, așa Dumnezeu a lucrat de minunat. Și chiar mama mea care era plecată sâmbătă a venit sâmbătă seara ajuns acasă pentru că a fost plecată la țară, la noi, la țară acolo, pentru că a avut ceva de lucru și a venit acasă și a spus, mama, Dumnezeu a lucrat minunat. Și mi-a spus ceva care nu am uitat toată viața mea, așa de mult m-a mișcat. Sami, tu trebuie să înțelegi că în viața aceasta trebuie să depinzi de Dumnezeu, aleluia! Mi-am dat seama atunci că în viața mea trebuie să lași, așa mi-a spus ea, Sami, lasă-L pe Dumnezeu să te conducă. Dacă încerci tu să te pui pe primul loc, să spui că tu ești mare și tare, să te crezi mândru, să te faci alte lucruri, nu te va ajuta Dumnezeu. Dar dacă vei spui, Doamne, eu sunt slab, tu ești tare, te va ajuta, slăvit să fie Domnul. Și mă rog pentru fiecare dintre noi, lasă-L să te atingă, aleluia! Lasă-L să te atingă, aleluia! Pentru că așa am văzut unitate dintre frați și vedeam frați care plângeau pentru mine și mă susțineau rugăciune și am văzut mâna lui Dumnezeu. Am văzut că El a lucrat și ce mi-a spus mama mi-a mișcat pentru totdeauna. Trebuie să depindem în viața asta de Dumnezeu. Dacă mi-am pus încrederea numai lucrurile astea, sunt cel mai nenorocit om. Cuvântul Domnului spune că blestemat e omul care se crede în om. Dacă mă încred în El, poate în lumea asta am o casă sau alte lucruri și încerc să-mi procur în fiecare zi franci toate zilele și fac alte lucruri. Știu că în viața mea e Dumnezeu. Dacă mi-am predat inima Lui, El lucrează. Dacă am vrut să văd măcar o dată în viața mea, că Dumnezeu m-a ajutat, m-a ajutat. Mi-a arătat mâna Lui, mi-a fost greu. Poate am fost părăsit ca și de frații din biserică, care spuneau că sunt frate, de parte nu erau chiar așa. Dumnezeu nu le părăsește. Aleluia! Așa m-am bucurat când am văzut mâna Lui Dumnezeu. Aleluia! Simana mea era mea! Așa de mult m-am bucurat. Și Dumnezeu să-L binecuvinteze. De două ori a venit Iisus la ucine și a găsit dormit. Și a treia ori a spus, puteți să dormiți, că și acum nu mai are niciun rost. Oricum mă vezi, fiecare nu le-a spus lucrul acesta, dar știa lucrul acesta de fapt, că toți mă veți părăsi. Vedem oamenii care se depărtează de rugăciune. Oamenii care în viața aceasta nu iubesc rugăciunea, nu merg înainte. Aleluia. Oamenii ce au o propășire. Și acum a spus, atât de mult mă bucuram că s-a făcut ca să ne întâlnim în fiecare zi la 8 seara, așa cum a spus. Așa de cu bucurie alergam la rugăciune și spuneam, Doamne, vin aici pentru că vreau să mă scap de grijile școlii, tot ce am venit, să vin să mă plec înaintea Ta, aleluia! Să spun, Doamne Dumnezeule, lucrează Tu mai departe, să mă scap de grijile ce le-am, de problemele, de toate lucrurile, să vin înaintea Lui Dumnezeu, aleluia! Asta ne face pe noi să crească. Frașezuror, dacă astăzi nu iubesc rugăciunea, nu o să mai am când ți-o iubesc. Aleluia. Pentru că va veni vremea când o să plângă alții din biserică care poate veneau și iubeau rugăciunea. Vor fi răpiți la cer și voi rămâne aici. Pentru că n-am iubit rugăciunea și o să-mi fie dor să mai mă rog odată cu el. O să-mi fie dor să zic, Doamne, vreau să mai mă rog cu frații mei. Nu o să mai fie momentul acela. Nu o să mai fie. Dacă astăzi spune cuvântul Dumnezeu,
sufletul și chiar ți se pare că prinde rădăcină în inima ta. Dacă ți se pare că îl rosește în inima ta, ascultă, pune-l în practică. Unul ți-au darul de a vorbi, darul de a predica. Dar nu știu că dintre noi au darul de a împlini cuvântul Dumnezeu. Amin, să fie Domnul. Asta cugetam și Dumnezeu mi-a descoperit lucrul acesta. Urs predică foarte frumos, asta se spune că ce predică ăla că mă iubește și toată biserica parcă arde focul. Aleluia. Nu, Dumnezeu lucrează. Dacă în primul rând ne punem nădejdea niște oameni. Aleluia. Dacă ne punem nădejdea că omul ăla va venea și o să vină prorocul ăla, că când vine prorocul ăla, parcă tot programul mișcă sau alte lucruri. Nu, să vină Iisus Hristos. Aleluia. 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 Să vină Iisus Hristos. Amin. Vedea tatăl meu de la biserică uneori și întrebam, tata, cine a fost musafir la biserică? Și spunea așa plin de bucurie, astăzi a fost musafir Iisus Hristos, aleluia! Astăzi a fost musafir Iisus Hristos! N-avem nevoie de oameni, zărate științelor, talentelor, avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu, aleluia! Așa m-am bucurat și vedem că atunci când biserica este unită în rugăciune, atunci Dumnezeu lucrează. Atunci Dumnezeu își face numele de slavă. Avem de învățat unii de la alții. Poate că unii oameni nu vorbesc pe unii oameni sau se întâmplă lucruri de genul acesta. Dar toți oamenii au un cuvânt de spus înainte lui Dumnezeu. Toți oamenii trebuie să vadă mâna lui la lucruri, slăviți să fie Domnul. Așa cum a spus, dacă astăzi nu o să iubesc rugăciunea, dacă astăzi nu o să ne prinde bucurile acasă Dumnezeu și doar de silă, nu zic că fratele deacon sau fratele păstor să, că n-am venit azi la rugăciune sau alte lucruri, atunci vai cu mine. Dacă vin la biserică numai ca să mă vadă lumea, aleluia. Dacă cânt pe bani sau fac alte lucruri, predic pe bani, atunci răsplata mi-am luat aici, răsplata în cer nu o să mai ia. Aleluia. Și vedem mulți frați care fac lucrul acesta. Mergem și vestim Evanghelia și la urmă se tocmesc cu frații 500 de euro, 700, cât? Fraților, viața aceasta trebuie să muncim pentru Dumnezeu. Fără plată ați primit, fără plată să dați pe cuvântul lui Dumnezeu. Dacă darul de a cânta l-am primit fără plată, eu nu pute să, n-aș putea atunci, mă mustă conștiința, mă mustă Duhul lui Dumnezeu, care mine să cânt la alții pe bani. Să vin să predic pe bani, să cânt pe bani, să recit poezii pe bani, nu. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vedem cum oameni care lăgesc calea lui Dumnezeu, oameni care încearcă să pună Duhul lumii în biserică, așa cum a spus și dimineața. Încearcă să facă din programul divin un spectacol. Asta încearcă să facă el, să facă un spectacol și de fapt Duhul lui Dumnezeu nu este acolo. Și oamenii, și oamenii nu pleacă schimbați, oamenii nu pleacă schimbați, oamenii pleacă acasă așa cum s-au întors, așa cum au venit. De ce? Pentru că Duhul lui Dumnezeu nu e acolo. Aleluia! Cum să fie Duhul lui Dumnezeu atunci când încearcă biserică să se facă spectacol? Cum să fie Duhul lui Dumnezeu acolo? Duhul lui Dumnezeu se prezintă unde sinceritate. Duhul lui Dumnezeu se prezintă acolo unde-i milință, căință. Și chiar dacă e păcat, e mărturisire. Aleluia! Aleluia! Asta vă Dumnezeu. Să doar să vedem oameni arătându-și talentele lor. Să doar să văd oameni care încearcă în fiecare zi și de fiecare dată să arată așa de bine în fața oamenilor. Să arată așa plin respectoși, plin de teologie și de alte studii. Dacă ai singurul și nu trebuie neapărat să fii profesor lucrător, nu ai Duhul lui Dumnezeu să-L ai în tine. Atunci Dumnezeu lucrează, aleluia! Atunci vei vedea că El lucrează și lucrează prin tine. Vrea Dumnezeu să ne punem la dispoziția Lui. Vrea Dumnezeu ca în această zi să ne dăm seama că trebuie să lucrăm mai mult pentru El. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Mi-aduc aminte când eram mic, mereu veneam la mama mea și spuneam, la pupa mă îmbrățișam și spuneam, mama, dacă știi că te iubesc eu pe tine, de numai nu, te iubesc eu pe tine. Și mama mereu spunea și chiar la școală veneam și învățam la școală profesorii să facem felicitări pentru mama, să le dăm așa din dragoste. Dar mama mea mereu spunea lucrul acesta, Sami, mie poți să-mi faci așa cât vrei, poți să-mi aduci felicitări cât vrei de la școală, eu de la tine vreau ascultare. Aleluia! Asta spunea ea mie. N-are nevoie de voi să-i facă acolo sau felicitări spre atunci când mă ascult, atunci îmi place. Atunci când mă ascult, aleluia! Asta vrea și Dumnezeu. N-are nevoie să lipim cu vorba. Doamne, cât de mult te iubesc pe tine. Arată eu asta lui Dumnezeu prin fapte. Aleluia! Arată asta lui Dumnezeu prin faptele care le faci. Prin viața care o faci. Prin viața pe care o petrești cu Dumnezeu. Copiașul să nu mai vin cu vorba, ci cu fapta și cu adevăr, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Căci oamenii care mereu spun, Doamne, atât de mult faci noi pentru tine. Și cuvântul Dumnezeu ne spune să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea fariseilor sau
Vrei Domnul ca să nu fiți văzut de ei. Tot ce faci, să faci pe ascuns. Și Tatăl tău îți va răsplăti ori în ascuns, ori de fată și oamenii se vor mina și vor spune, dar cum, cum o să nu-l văd în biserică? Să-l predice, să cânte, nu? Poate că face ceva pe ascuns, care nu știe nimeni. Dar oricând Dumnezeu vede, aleluia! Oricând Dumnezeu vede, aleluia! Dumnezeu să binecuvinteze biserică! Amin. Ne dăm seama că rugăciunea, postul și alte lucruri sunt lucrurile care merg la înaintarea bisericii. Amin. Lucrurile care merg ca biserica să trăiască. Amin. De ce Dumnezeu mereu nu lucrează și ne punem întrebarea, Doamne, de ce parcă Tu nu mai lucrezi? Te săturat de noi, Doamne Dumnezeule, nu-ți mai place de noi, nu. Dar spunea cuvântul Dumnezeu în Apocalipsa, ce-am împotriva Ta este că ți-ai pierdut dragostea din tâi. Aia nu mai ai, ai avut înainte. Fugeai cu drag la rugăciune. Îți plăcea să vină o frate, îți plăcea bucuria. Astăzi nu mai. Gata, dacă nu o am dat să la biserică, e destul, nu. Pocăința înseamnă fiecare zi din viață trăită cu Iisus, aleluia. Asta e pocăința, frate și surori. Oamenii mereu spun, cum oare să-L urmăm pe Dumnezeu? Și spune, cine iubește mai mult pe fiică, pe tată, mamă sau pe alți oameni? Și cum iubește mai mult pe mine, nu este vrednic de mine. Mereu oamenii își pun mereu întrebarea aceasta, așa cum a spus. Doamne, cum să Te urmăm pe Tine? Dumnezeu, vreau să vă spun, frate și surori, o să lucre când în viața mea, când în viața mea, când în viața mea îl pun pe El pe primul loc, cale Lui, când îl las El să rodească acolo și spun, Doamne Dumnezeule, așa cum sunt, poate sunt mai disprețuit, sunt nebăgat în seamă, dar lucrează, aleluia, lucrează-Lui, Doamne, când mereu să Te vedem și lucrătoșii. Vreau să vă spun, care plictisesc biserica, frate și surori, care bagă biserica la dormire, care nu mai știu cu ce teologie să le mai dea în cap la oameni, să-i mai iubească sau alte lucruri, nu. În vremea asta avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că m-am săturat de teologie și de alte lucruri. Vrem să vedem Duhul lui Dumnezeu la lucru. Fraților, cât de mult suntem recunoscători lui Dumnezeu, pe seara asta putem să fim aici. Și nu vine polițaiul ca înainte să verifice dacă cumva se adună pocăiții. Vedem ce onoare ne-a dat Dumnezeu, ca să spun așa. Ce cinste și ce temere ne-a dat Dumnezeu să fim așa față de El. Prin faptul că putem să ne închinăm aici așa. Putem să strigăm Osana, să slăvim pe Dumnezeu. În gura mare, cum ne face nimeni nimic. Dar poate că știm că în anii trecuți și mulți zeci de ani în urmă, pe vremea prigonilor și când era securitatea, cântau și te rugau cu perii din geam. Și astăzi, cuvântul lui Dumnezeu ne spune să lăudăm pe Dumnezeu din toată inima. Avem ocazia și suntem într-o biserică așa mare. Putem să lăudăm pe Dumnezeu să răsune locul. Atunci când s-a rugat cu ucenicii, s-a cutremurat locul sub piept. De ce? Pentru că era rugăciune făcută din toată inima. Nu era rugăciune formală cum se face astăzi. Ne rugăm așa mai mult să treacă timpul. Dar în ora de rugăciune, 2 minute durează rugăciune, mai mult nu durează sau altă lucruri. Nu. Când vine înaintea lui Dumnezeu, trebuie să fii schimbat. Amin. Rugăciunea mea și a ta trebuie să aibă un efect. Trebuie să producă ceva. Să-L facă pe Dumnezeu. Să-L conștientizeze pe Dumnezeu că am nevoie de El. Aleluia! Ca Dumnezeu să vadă că-L iubesc. Atunci îl iubesc pe Dumnezeu. Nu că îl iubesc cu vorba, îl iubesc cu fapt, aleluia. E repede o să stai, Domnul. Aleluia, iată poporul, aleluia. Ce vestește Domnul prin Duhul Sfânt. Privit am și cercetat am poporul și fratul și mena și iată multă judecată când vă vorbesc, aleluia. De bradul și mena, dar va veni în curând dreptatea mâniei mele, zice Domnul. Și ca un foc va trece printre rânduri să înțelegeți că iată, zice Domnul, vă vorbesc prin gura ta copil, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. Și bradul și mena, să vă fac de rușine, zice Domnul, că venit am să vă dau darul și mulți mi-ați întors spatele. Și mulți, iată, nu mă strușiți în duc și adevăr, ci stați de parte de mine. Până când, zice Domnul, să vă vestesc, zice Domnul, prin Duhul Sfânt, dragostea mea, zice Domnul, de la Golgota. Până când să vă mai suport, zice Domnul, aleluia. Căci iată, atirea seor și vrăzul și mine, privit am cu dragoste. Și iată, mila care a venit judecată a fost peste voi, poporule. Dar tot e păsător, ați stat în voi, zice Domnul, aleluia. Și iată, venit am să vă vorbesc prin gură, aleluia, Osana. E prunc! Și de nu mă veți asculta, iată ce vă vestește Domnul prin Duhul Sfânt. Voi vorbi prin stânci, zice Domnul. Și veți vedea și această lucrare, aleluia. O trezește poporul, aleluia. Că-și ți-am trimis sorii mei și apratul și mena de graie. V-am lăsat Duhul Sfânt și apratul și mena de graie. Și v-am dat iubirea mea, aleluia. Să puteți să mă urmați în adevăr. Astăzi căiți-vă, zice Domnul. Smeriți-vă, zice Domnul, aleluia! Și iată binecuvântările mele vă vor însoți.
Dar dacă nu veți înțelege cuvântul ce astăzi îl rostiesc prin Duhul Sfânt, iată focul mâniei mele se va bate și în locul acesta. Căci vreau, iată, să vreau să lucrez lucrări mari și din pricina necredinței și neascultării voastre, poporule, iată, nu pot să-mi duc lucrarea la împlinire și bradul șemena de graiet, sfințită-mă buzele și gura celor prin care am vorbit eu, Domnul. Și nu voi, poporule, deci iată, înțelegeți, astăzi chemați-mă, aleluia, Osana, să vă pot, zice Domnul, spăla și curăța din nou în cuvântul meu. Lăsați-mi cuvântul viu ca un izvor de apă vie astăzi în inima celui ce l-a primit, care iată n-a privit înspre cer ce a vorbit, aleluia, ce a privit înspre cer ce este Domnul. Aleluia, Osana! Aleluia, Osana! Amin! 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 Amin. Amin. Ocupăm locul.